Bună seara tuturor, sunt Arotela. Revin cu seria etalărilor pentru iunie. Încep cu zodia Fecioarei, sau mai exact pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioară. Și am început cu Fecioară pentru că până acum am avut cele mai multe vizionări. Și vă mulțumesc pentru vizită, pentru timpul acordat, pentru încrederea acordată și pentru like-uri și comentariile frumoase pe care le-am primit. Să vedem ce apare pentru iunie. Am amestecat cărțile, dar haideți să vă arăt ce au sărit. E foarte important. Pentru unii dintre voi, acestea sunt mesaje scurte, pot să fie personale, deci nu trebuie să fie pentru întreg grupul. Cum rezonați? Revin. A apărut succesul și participarea. Amândouă sunt cărți de foc. Amândouă reprezintă un bine. O stare de bine, o situație care vă aduce, evident, succes, dar trebuie să vă implicați într-un parteneriat, pentru că participarea este similar cu 4 de bâte, deci avem 2 bâte de o parte, 2 de altă parte. Două persoane s-au hotărât să se unească într-o direcție. Poate să fie o colaborare la locul de muncă, care va aduce succes, sau poate să fie un parteneriat pasional, mai mult sau mai puțin cu cineva în semn de foc, nu e obligatoriu. Cred că focul e mai mult între dumneavoastră și persoana cealaltă. Este posibil și varianta aceasta. Și atunci, unindu-vă pasiunile, puneți bazele unei relații de lungă durată care vă poate aduce succes. Au mai apărut câteva cărți, eu o să le pun în setul de cărți și le mai amestec eventual doar o dată, că de amestecat sunt amestecate săracile, le-am zăpăcit. Am mai sărit. Celebrare, călătorie și stres. Stresul uneori, da, e 7 de bâte, dar după cum vedeți în această carte, reprezintă un om care are foarte multe de făcut. Foarte multe și riscă, după cum vedeți, maimuțica abia așteaptă să spargă balonul. Stați undeva pe un balon în toată nebunia asta care se întâmplă în viața voastră și e bine să mai lăsați o parte din lucruri. Că altfel, dacă picați, dacă supărați maimuțica, s-ar putea să vă dea un pic planurile peste cap, dar revin, iar aveți 7 de bâte, 8 de bâte, cu alte cuvinte, iar foc. Avem și un semn de apă, 3 de cupe. Asta ar fi similar acestei cărți, 3 de cupe, bucurie. Unii dintre voi vă gândiți să călătoriți, evident, scrie traveling, da? Călătoriți către cineva, mai mult sau mai puțin, repet, semn de apă, către cineva care vă bucură, vă aduce bucurie. Sau întâlnirea cu această persoană se va finaliza cu, eu știu, o întâlnire, ori un dans, ori o petrecere, rămâne de văzut. Și probabil că unii dintre voi vă faceți o grămadă de planuri, vă stresați cum să călătoriți către acest semn de apă sau către această persoană, sau poate să fie prieten, neapărat vreo persoană anume. Pot să fie prieten, familie, colegi, da? Luați-o fiecare cum simțiți că rezonează, da? Pentru că nu toată lumea se va întâlni cu un semn de apă, evident, dar unii dintre voi vă veți întâlni cu prietenii, cei care îndrăzniți să călătoriți și să evitați acel stres, să lăsați o parte din treburile acelea. Tai cărțile în fața voastră, Fecioară, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioară, pentru iunie 2019. Haideți să vedem ce a apărut. Cum am zis, patru cărți, da? Da, greutate, greutate de burden. Abundență. Nebunul. Și ce frumos, transformare. Pua, iai, și iar suppression. Adică, cu alte cuvinte, sunteți sub presiune.
sub presiune, sunteți unii dintre voi. Este similar cu 10 de bâte. 10 de bâte care are atât de multe responsabilități și în spate aveți totuși un vis. Visați la un suflet pereche, la o persoană care vi se pare ideală. Poate vă doriți, poate unii dintre voi chiar aveți niște probleme, da, de probleme financiare, dar iar apare iar acest semn de apă, mai mult sau mai puțin. Ideea e să fiți receptivi, să primiți cât de puțin, pentru că odată ce începe să schimbați felul de a gândi și nu vă mai gândiți la lipsuri, ci la ceea ce primiți, că sunt sentimente, că sunt mesaje, că cineva vă acordă atenție cât de puțină, important este că vă acordă ceva și voi trebuie să schimbați felul în care gândiți. Am zis, unii dintre voi vă gândiți ori la un suflet pereche, poate încercați să începeți să manifestați întâlnirea cu acel suflet ideal pe care vi-l doriți de nu știu cât timp. Dar în prezent încă sunteți prinși în multe responsabilități, ca această persoană parcă este prinsă în nu știu câte funii, între doi pereți care o restricționează, după cum vedeți, pare că are și dureri de cap, de sănătate, în fine, mai mult sau mai puțin, poate nu aveți de sănătate, dar aveți multe, vă apasă foarte multe și parcă apăsarea asta dă să crape pereții ăștia care vă presează din toate părțile. E cazul să lăsați o parte din responsabilități și să vă gândiți și la bucuria voastră și la starea voastră de bine. Să călătoriți eventual și să vă simțiți bine cu cine credeți că vă simțiți bine. Puteți aceste patru cărți să le luați pe săptămână, mai mult sau mai puțin, dar ele până la urmă fuzionează într-un mesaj compact. Aveți greutate, 6 de spade. 6 de spade în cărțile clasice reprezintă iar călătorie pe timp de noapte sau călătorie de la probleme la bucurie sau la spor, de la greutăți la spor. O evoluție, am putea spune, mentală, o detașare mentală. Dar în această imagine este vizibil că cineva e destul de similar cu aceasta. Doar că aici sunt multe responsabilități, aici vi se adaugă și niște persoane care vă stau în cârcă, poate niște persoane din trecut. Cred că niște persoane din trecut încă vă afectează mental, încă vă afectează mental, dar e cazul să le lăsați în urmă, pentru că am spus, 6 de spade reprezintă detașarea mentală. E cazul să începeți să vă detașați de un trecut, pentru că vă așteaptă abundență pe foarte mulți dintre voi. Într-un fel sau altul, dar abundența să nu, deși e similară cu 10 de monede, e clar că acest cuvânt se detașează sensibil de ideea de bogăție financiară, ci bogăție emoțională, bogăție spirituală, da? Tot ce înseamnă abundență. În momentul în care lăsați în urmă ce vă obosește, ce vă stresează, ce vă greunează călătoria, evoluția voastră spirituală, începe să manifestați abundența. Semn de pământ, abundența. Deci, voi, în momentul în care lăsați trecutul acolo unde este și vă hotărâți să o luați de la zero într-o direcție, da, pare riscant. Poate că unii dintre voi veți fi văzuți ca niște nebuni sau poate voi vă spuneți, domnule, în viața mea n-am făcut așa ceva, parcă aș fi nebun. Dar este necesar uneori să riscăm. Pentru că atunci ne testăm și credința și descoperim noi abilități, noi talente, noi oportunități. Aveți energii foarte puternice care vă susțin în această direcție, abundența, cum ați văzut mai devreme, și transformarea. Acesta este semnul scorpionului, este numărul 13, similar morții sau, bine, evident că nu e moarte, este o moarte a vechiului
ego, a vechii persoane, da, pentru a începe să manifestat acest nouă fecioară, da, gata să manifeste abundență. Transformarea este grea, nu se va întâmpla peste noapte, dar trebuie să lăsați în urmă niște responsabilități. Probabil că transformarea asta vă va aduce, pentru că după cum simt culorile sunt similare, vă va aduce mai aproape de sufletul pereche la care, eu știu, unii dintre voi visați. Cam atât aici. O să încerc să fiu mai rapidă pentru că așa trebuie. Urmează cruce celtică, așa cum v-am obișnuit, dar să vă arăt ce au sărit. Ce a sărit? Judecata, iar semnul lui Pluto, iar semnul lui Scorpion. Unii dintre voi aveți planete în Scorpion sau planete în casa 8-a sau aveți de-a face cu un Scorpion sau cu o persoană cu planete în Scorpion. Ideea este că e Pluto aici. Și sunt emoții foarte intense, este o carte emoțională, e asemănătoare cu transformarea, dar dintr-o altă perspectivă, e ceea ce se întâmplă după moarte, învierea. Deci e clar că mesajul se continuă și în aceste cărți, cine îndrăznește să o ia de la zero și să investească în transformarea sa personală, va avea șanse în curând să-și afle misiunea spirituală în cazul în care nu și-a aflat-o, să audă mai bine chemarea îngerilor, chemarea la o nouă dimensiune, la o nouă viață. În continuare, după această carte, ce a mai apărut, vă arăt imediat, a apărut turnul, un eveniment neașteptat, poate să fie și o trezire spirituală, turnul, dar e semnul lui Uranus, poate aveți de-a face cu o persoană mai temperamentală și Scorpion și Uranus, poate o quadratură în sinastria voastră. Turnul, eveniment neașteptat. Cred că unii dintre voi deja v-ați despărțit de cineva și acum încercați prin acel nebun pe care l-am văzut mai devreme, unii dintre voi încercați să o luați de la zero, să reconstruiți, să vă reconstruiți viața, să vă reconstruiți pe voi după alte principii și frumos ar fi să le ascultați pe acestea. Spuse, șoptite de îngerul vostru păzitor. În continuare a mai apărut 2 de cupe. Și 10 de cupe. Unii dintre voi s-ar putea să vă întâlniți cu un suflet foarte drag, cu care stați de vorbă și comunicați bine, vă înțelege în principiu. Dar, revin, sunt niște chestiuni care țin de temperament, e clar, dar cred că voi vă înțelegeți bine împreună. 10 de cupe poate să reprezinte și un ideal. În contextul în care cărțile au sărit, văd și 10 de monede, iar cred că pentru unii dintre voi o să vă aștept o bucurie, dar până la acea bucurie, 10 de cupe poate să reprezinte un ideal. Visați că ați putea avea o viață fericită alături de cineva, posibil semn de apă, mai mult sau mai puțin. Da? Poate are planete, poate vă face emoțional persoana respectivă, va atinge ceva într-un mod special sufletul. În continuare, iar aveți călătorie pentru că a sărit. Ce? Faetonul, Marea Preoteasă, 3 de bâte și cavalerul de monede. Ați putea fi dumneavoastră acesta că e semn de pământ. Taur, fecioară sau capricorn. La distanță, iar două cărți care reprezintă distanța, iar cavalerul care reprezintă mesaj sau ideea de a merge înainte, poate mai precaut, așa ar fi bine sau așa vă e felul, depinde de temperamentul fiecăruia, nu toate fecioarele sunt la fel, dar ideea este că vă doriți să călătoriți peste hotare sau pentru 3 de bute, uneori mie îmi sugerează zodia săgetătorului în sensul că e Jupiter, este călătorie peste granițe, nu în jurul orașului sau nu în țară, cum ar fi Mercur. Dar avem și 3. Luați-o cum vreți, nu trebuie să fie musai peste hotare. Cineva vă așteaptă să veniți sau voi începeți și vă așteaptă că avem faetonul, da? Poate unii dintre voi vă luați faetonul, înseamnă și mașină. Vreți să călătoriți cu mașina, vreți să vă cumpărați mașină. Aici avem și Marea Preoteasă.
Pentru unii dintre voi, poate aveți de a face cu cineva în semnul peștilor sau cineva care e conectat la intuiția sa într-un mod deosebit, studiază tarotul sau astrologia mai mult sau mai puțin, nu toată lumea trebuie să studieze, dar Marea Preoteasă, dacă nu este o persoană anume care practică aceste lucruri, poate să reprezinte un mesaj cum că ar trebui voi să vă conectați la intuiția voastră în cazul în care vreți să vă luați mașină, să alegeți la modul intuitiv sau în cazul în care vreți să călătoriți, s-ar putea această călătorie să vă ridice un pic în vibrații. Eu așa simt. Poate la această călătorie să doriți să faceți un cadou cuiva. Așa, pe scurt, la modul super rapid, sunt multe interpretări, dar vedem cum corespundeți cu cele pe care vi le-am oferit eu așa pe fugă. Să mai amestec un pic, am spus cărțile sunt amestecate, doar acum v-am arătat ce au sărit eu. În continuare, iar aveți victorie, 6 de băte, victorie într-o privință. Poate să fie profesională, poate să fie sentimentală, iar preotasa, iar sunteți un pic cam neliniștiți unii dintre voi. Fecioară, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioară. Iunie 2019, Fecioară. Fecioară. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioară, iunie 2019. Am o surpriză pentru voi luna asta. Ok, Fecioară. Nu pentru voi, Fecioară, pentru toate zodiile, da. Energia centrală. 3 de monede. E bine. E semn de pământ. Vă reprezintă. Puteți fi dumneavoastră într-un proiect, da? Într-o colaborare. Începeți o colaborare cu cineva. Poate să fie sentimentală sau poate să fie pur profesională. Colaborările sunt de mai multe feluri. Vedem. De obicei, fecioarele sunt perfecționiste în ceea ce fac și presim că dumneavoastră sunteți cei care sculptați această minunată figură. Vreți să faceți ceva deosebit în acest proiect. Blocaje, 3 de spade, în continuare, iar 3. Poate ați avut, pentru că e legat de muncă, ați avut niște decepții la locul de muncă, unii dintre voi. Sau în continuare vă afectează puterea de a lucra, pentru că vă gândiți noaptea la această decepție, pierdeți nopțile și nu aveți suficientă energie. Vă poate afecta mental într-un anume fel. E o provocare. E o provocare. Cartea aceasta vă provoacă. Da? Vă stresează. Cum au apărut și celelalte cărți, lăsați în urmă, detașați-vă 6 de spade, detașați-vă mental de trecut, de această durere din trecut. Repet, dacă nu e sentimentală, poate să fie profesională, pentru că avem monede, ceea ce reprezintă muncă. În trecutul îndepărtat, nebunul, ați încercat, poate v-ați dorit să o luați de la zero, dar posibil nu fi fost momentul potrivit atunci. Sau poate, da, simt că pentru unii dintre voi, în trecutul îndepărtat, voi știți cât de îndepărtat, că nu are rost să vă dau acum, e clar că este ceva legat de 3, de 3, poate chiar de 6, 3 cu 3, dar cred că e mai mult 3. În trecutul îndepărtat ați riscat într-o direcție, poate într-o relație, mai mult sau mai puțin, poate într-un job, care v-a adus dezamăgiri. Asta pentru că este pe vertical. Trecutul îndepărtat. Nebunul. Nebunul pentru unii dintre colegii mei reprezintă Uranus. Sunt de acord cu ei. Pentru mine poate să reprezinte și cuspida pești berbec. Și berbecii sunt impulsivi. Poate ați avut a face ori cu cineva născut în semnul berbecului, ori cu o persoană, sau poate aveți voi planete
l-aveți pe Uranus într-o poziție care vă fac ce un pic mai rebeli. În fine, ați riscat într-o direcție și vedem. Da. În trecutul apropiat, 9 de băte. Ați trecut prin multe bătălii, după cum vedeți, acest om este rănit, dar stați în picioare, e bine, încă aveți pasiune, încă sunteți apt să vă luptați pentru dumneavoastră. Poate într-un anume fel, unii dintre voi blocați anumite lucruri și din acest motiv a apărut mesajul mai devreme, să lăsați în urmă trecutul 6 de spade și să începeți să manifestați abundența, pentru că abundența nu vine dacă o blocați. Aveți 9 de băte. Pentru unii dintre voi poate să fie semnul săgetătorului, într-o privință să vă fie afectat trecutul recent, într-un fel, voi știți. 9 de băte e o persoană foarte precaută. Poate ați încercat să inițiați o relație cu cineva și persoana respectivă e foarte precaută, da? Și dacă nu simțiți că sunteți voi, poate este persoana cu care relaționați, da? Sunt mai multe variante. Vă rog, vi le luați pe cele cu care rezonați. Energia dominantă. 4 de monede. 4 de monede e o persoană care are într-adevăr niște probleme financiare. Cu 3 de monede și cu 4 de monede, e clar că unii dintre voi și da, ați avut niște situații la locul de muncă. Din acest motiv sunteți foarte precauți. Din acest motiv apare și 4 de monede. 4 de monede nu e o persoană foarte generoasă. Trebuie să țină de bani, să-i pună la ciorap. Se pună în cont, se strângă în cont, se pună la ciorap, bănuți cu bănuți și nu prea poate să se deschidă. Poate că ar vrea, dar în momentul ăsta nu poate. Ideea este că în inima voastră vă doriți să colaborați, să evoluați, să fiți chiar șefi într-o direcție, la locul de muncă, poate. Da? 8 de băte în viitorul apropiat. 8 de băte, semn de foc. 8, 9, 3, 4. Există un soi de evoluție. La distanță, comunicați la di distanță. E o carte care sugerează comunicarea pe Facebook, Instagram, telefon, genul acesta de mesaje care vin foarte repede. Repet, cum am spus și în cealaltă etalare și cum au apărut și cărțile, unii dintre voi vă gândiți să călătoriți peste o apă, la un drum mai lung. Vă doriți să călătoriți, e clar. Vă doriți să călătoriți. Sfatul. Ah, steaua. Wow. V-a apărut și turnul mai devreme, ați văzut. Iar semnul vărsătorului. Cred că unii dintre voi sunteți marcați de acest semn într-un fel sau altul. Poate vorbiți cu cineva care are planete în vărsător sau se manifestă ca un vărsător superior. Că sunt ca și la Capricorn, că la orice zodie avem varianta superioară și inferioară. Da, steaua este varianta superioară a vărsătorului. E o persoană care se vindecă, conectată la emoții, la spiritualitate și nu doar că se vindecă, îi vindecă și pe alții. Reprezintă steaua, astrologia, printre multe altele, reprezintă nevoia, e sfat, da? Sunteți sfătuiți să vă înțelegeți mai bine. Poate, din punct de vedere astrologic, încercați să aflați. Să vă înțelegeți și din perspectiva aceasta. Încercați să vă conectați cu cineva care vă poate da sfaturi legate de planetele pe care le aveți și cum le puteți lucra mai bine. Dar trecând peste asta, sunteți chemați să vă vindecați de trecut și să începeți să manifestați această trezire spirituală, pentru că orice om vindecat și treaz spiritual nu se gândește doar la el, se gândește și la ceilalți și într-un mod mult mai complex.
Steaua reprezintă și un mesaj că ceea ce visați, ceea ce vă doriți, este pe cale să se întâmple. Vi se va împlini acest vis. C-o fi în iunie, c-o fi mai încolo, dar mai întâi trebuie să vă vindecați și apoi vi se va împlini și acest vis pe care vi l-ați spus voi, voi știți. Ideea este că în trecut, e clar, cu 3 de spade, cu 8 de băte, ați fost răniți. Vă vindecați și inimioara, vă rezolvați și problemele financiare, da, cu steaua, în contextul unei 4 de monede. Lucrurile încep să meargă mai bine. Forță exterioară, valetul de băte. O persoană în semn de foc, mai mult sau mai puțin leu, berbec sau săgetător. De obicei o persoană tânără, dar e foarte asemănătoare cu nebunul. Îi place să riscă, e inovativă. Poate că unii dintre voi primiți un mesaj mai interesant, mai pasional de la cineva, poate. Poate voi comunicați într-un mod pasional, că iar aveți comunicare și iar aveți semn de foc cu cineva la distanță, pentru că e influența exterioară. Dacă nu e tânără, poate să aibă o atitudine tinerească, copilăroasă, să-i vedeți ca pe niște copilași, nu știu, să aibă un aspect mai copilăresc. Dacă nu este vorba nici de mesaj, voi știți mai bine ce se va întâmpla. Poate să fie pur și simplu începutul unui proiect, pentru că avem 3 de monede. Vă implicați într-un proiect care vă va reface un pic financiar și, cum am spus, fecioara e perfecționistă și poate că aveți niște idei interesante, unice, care vă vor ajuta în a ieși în evidență la acest contract de muncă, proiect în care vă implicați, înțelegeți? Ieșiți în evidență prin o atitudine inovativă, pasională. E posibil și acest lucru. De ce vă este frică? Cavalerul de băte. Cavalerul de băte e o persoană jucăușă, aventuroasă. Vă este frică pentru cei care aveți într-adevăr, vorbiți cu cineva la distanță, vă este frică că ar putea să vă joace un pic. Este doar o teamă, nu este obligatoriu să fie și adevărat. Este doar o teamă. Vi se pare cumva că această persoană, tocmai pentru că ar părea mai tinerică sau mai tinerel, mai inocent, mai nu neapărat inocent, vreau să zic că mai rebel, mai libertin. Ar putea să vi se pară că se joacă cu voi, dar nu e obligatoriu. Este doar teama voastră pentru că aveți un 3 de spade deja în inimă, aveți un trecut în care ați suferit și 9 de băte și din acest motiv nu aveți încredere. Este teama voastră. Persoana de la drum, poate forța exterioară, că iar e semn de foc, în sensul că e o persoană pasională cu temperament. Asta înseamnă semn de foc. Ce vă doriți? Vă doriți să fiți acest, să preluați energia acestei cărți. Repet, m-am spus-o de multe ori, nu este obligatoriu să fie o persoană. Poate vă doriți într-adevăr să ajungeți șef la locul de muncă, să vă faceți afacerea voastră, dar mai presus de asta, vă doriți stabilitate și nu în sensul acestui 4 de monede care pune banii bănuț cu bănuț. Vă doriți abundența care va apărea și mai devreme și poate unii aveți planete în Taur, mai mult sau mai puțin. Taur este un semn fix față de fecioară care este schimbătoare. Vă doriți stabilitate financiară, asta e clar. Vă doriți să vă creați imperiul vostru, eu știu, afacerea voastră, ce voi știți mai bine. Aveți aici o stea, puteți, aveți de lucru, într-adevăr, cu 3 de monede. Puteți să interpretați toate aceste mesaje și
sentimental, nu neapărat profesional, dar energiile se manifestă în ambele direcții. Regele de băte. Asta vă doriți. Să fiți stabil financiar și chiar mai mult decât stabil, să fiți abundenți. Poate unii dintre voi vă doriți să puneți bazele unei familii cu cineva, pentru că regele de băte pentru mine reprezintă și bărbatul, acela protector care asigură tot ce este necesar într-o relație, într-o familie. Poate unii dintre voi sunteți stați și vă doriți să vă manifestați acest statut de părinte într-un mod mult mai autentic și mult mai intens. Ce reușiți? Într-un final, călătoriți unii dintre voi. Dacă nu aveți mașină, vă luați mașină, că asta înseamnă în faetonul, călătorie cu mașina. Bine, pe vremuri nu aveau mașină, aveau transportul acesta. Și ce este foarte frumos, unii dintre voi, la un moment dat în iunie, călătoriți către steaua voastră. Deci aceste cărți întotdeauna merg împreună. Chiar dacă nu apare steaua, în momentul în care apare faetonul, este clar că vă îndreptați viața, energia, atenția către visele voastre, visurile voastre. Dar interesant și foarte frumos e că aveți ambele cărți care reprezintă acest succes. Și cum ați văzut mai devreme, ați avut și 6 de băte. Regele de cupe. Că sunteți voi, că un semn de apă, voi știți mai bine. O persoană care vă... foarte emoțională, dar care își controlează emoțiile. Dacă nu e o persoană, sunteți voi, încercați sau sunteți sfătuiți să vă controlați un pic emoțiile. Pentru mine, regele de cupe reprezintă semnul scorpionilor sau al peștilor. Poate aveți planeta acolo, rămâne de văzut. Ideea este că se schimbă ceva, se schimbă ceva în viața voastră. Trebuie, ia uite, cred că din mai a început să se schimbe ceva. Avem marele preot. V-ați luptat pentru poziția voastră, ați muncit foarte mult, iar peste hotare să vă împliniți un capitol, dar ia uite, eremitul, fecioara. Fecioara începe un nou capitol, un nou capitol în care începe să vedeți viitorul altfel, poate cu altcineva, dar îl vedeți altfel. Simțiți că încep să apară oportunitățile, chiar dacă poate aveți probleme financiare, dar dacă v-ați rezolvat, pentru că aveți aici și steaua și temperanța, dacă începe să lucrați cu chakrele voastre și să vă conectați la spiritualitate, începe să vedeți cum se manifestă abundența, cum vin oportunitățile muncă și veți munci. Ceva se va întâmpla în august, poate și în iulie, în fine. Ideea este că munciți. Vă creați o stabilitate și chiar unii dintre voi vă doriți această, nu știu, o legătură stabilă cu cineva. Unii dintre voi poate să fie contract la locul de muncă, poate să fie o legătură stabilă sentimentală. Cred că în mai, unii dintre voi, poate la luna nouă, v-ați setat viitorul după noi coordonate și ați început să vedeți viitorul cu alți ochi și în altă direcție. O direcție, simt eu, că este spirituală. Încercați să lăsați în urmă trecutul și să vă curățați de toate energiile pe care le-ați acumulat în ultimii, eu știu, 10 de ani. Și aveți două cărți care reprezintă schimbarea, dar aici avem curățarea spirituală și ridicarea în vibrație și apoi vine schimbarea, da? Roata norocului, întâlniri karmice, întâlniri de destin, poate cu cineva în semn de apă, mai mult sau mai puțin, sau această schimbare spirituală și totală să vă... să vă înțelegeți altfel natura voastră emoțională. Regele de cupe, aveți doi regi, regele de cupe poate să reprezinte și o dragoste foarte profundă pentru cineva. Pentru mine asta înseamnă regele de cupe. Așa. Frumoase cărți, eu zic că sunt frumoase. Rămâne de văzut ce și cum se va manifesta în viața voastră. Aș vrea să vă arăt acum surpriza. Mi-am dorit să integrez
în citirile lunare, un pic din o parte a vieții noastre pe care adesea o lăsăm nu în umbră. Normal, trebuie să o trăim în intimitate, nu în public, dar despre care vorbim mai puțin, este vorba de viața noastră intimă. Am niște cărți care vă vor arăta, vedem cum vibrează cu viața voastră reală, vă vor arăta ce vă doriți voi și ce își dorește partenerul, de ce vă este frică și de ce îi este frică partenerului în relația voastră, în relație intimă pe care o aveți sau pe care vă doriți. Interesant este că atunci când am amestecat cărțile, a apărut această carte foarte frumoasă, Trei de cupe. Trei de cupe a apărut și mai devreme la celebrare, da? Repet, poate să fie semn de apă, dar nu e obligatoriu. Vă doriți, aveți pe cineva în sufletul vostru față de care simțiți niște emoții foarte profunde și această persoană vă face să vă doriți dragoste, să manifestați dragoste. Dacă poate unii dintre voi până acum ați avut aventuri și v-ați gândit mai mult la sex, la modul simplu, pământean și inexpresiv, poate clasic, rămâne de văzut. Voi știți ce se întâmplă în viața voastră intimă. Această persoană vă face să vă doriți o conexiune profundă. După cum vedeți, cei doi se pierd unul într-altul, parcă nu au suficiente mâini să se cuprindă unul pe celălalt. Și cred că atât de mare este pasiunea dintre voi doi, sau măcar a dumneavoastră, pentru că această carte a sărit, măcar cel puțin a dumneavoastră, sunt unii dintre voi îndrăgostiți foarte mult de cineva și e genul acela de dragoste care vă trezește la o nouă viață emoțională. Aș vrea acum să tai cărțile, Fecioară, Soarele meu, Venus, Ascendent în Fecioară. Iunie 2019 și să vedem ce aveți voi și ce au ei. Ce vă doriți voi, ce își doresc ei, de ce vă este frică vouă, de ce le este frică lor. Ia, ce vă doriți? Asul de bâte. Asul de bâte în orice set de cărți reprezintă pasiunea. Este clar că și în aceste cărți reprezintă pasiunea. Voi vă doriți un început cu cineva, să începeți o relație cu cineva. Poate. Ideea este că acest as de bâte, după cum vedeți, are în spate cei doi. În spate un șemineu în care două figurine ard. Simțiți că ardeți pentru persoana aceasta. Posibil și persoana cealaltă să ardă pentru voi. Ideea este că vă doriți să ardeți cu totul unul în celălalt, să vă transformați în cenușă. Eventual să renașteți în ce? Într-unul, să vă contopiți unul cu celălalt. Foarte frumos. Ce își doresc ei? Wow! 9 de bâte. Ei, cred că sunt un pic mai precauți. Simt că aici sunteți dumneavoastră, pasional. Vă doriți să săriți în brațele lor, să-i mângâiați, să-i sărutați. Dar ei, într-un fel, nu sunt chiar deschiși. Poate că, într-adevăr, au suferit. V-a apărut 9 de bâte și mai devreme în crucea celtică. Poate are legătură. Probabil că în trecut au fost foarte răniți. În trecut au fost foarte răniți și nu au încredere în această pasiune. Le trebuie timp. Dacă este adevărat, vă rog, dați-le timp. Simt că aceștia ați putea fi dumneavoastră, că sunteți bărbați, femei, mai puțin contează sexul în acest context cât povestea, cât ceea ce transmite cartea. Cred că voi vă doriți să-i dezbrăcați, copleșiți cu sărutări, dar ei sunt un pic, după cum vedeți, mai îmbrăcați,
mai închiși un pic, le trebuie timp. Le trebuie timp și cred cu aceste păsări trebuie să comunicați un pic mai mult. Sunt trei chiar, trei păsări să comunicați. De ce vă este frică? 10 de cupe iar a apărut și cum am spus și mai devreme, 10 de cupe uneori este o fericire atât de mare încât pare greu de atins. Vă este frică că toată această pasiune este o iluzie și că nu o veți împlini. Dar vă spun, renunțați la frici pentru că veți manifesta ceea ce vă este frică. Deci, renunțați la frică. De ce le este frică lor? Spânzuratul. Lor le este frică de transformare. Le este frică că vor trebui să facă niște sacrificii pentru a fi în legătură cu dumneavoastră. Să renunțe la ceva. Poate unii dintre ei își doresc ca să aveți aceeași perspectivă, să le înțelegeți și felul în care gândesc și lucrurile prin care au trecut și care îi fac atât de precauți. Vă doresc și ei. Dar au niște... Au de renunțat la ceva. Au de renunțat la ceva. Pentru mine, această imagine reprezintă un vierme, o larvă și larva aceste, starea de dinainte, de fluture. Ei simt, nu că trebuie, simt că se vor transforma în relație cu dumneavoastră. Va fi o transformare radicală, dar cred că încă le este teamă și sunt conștienți că trebuie să facă niște sacrificii. Probabil în acest moment relația stagnează, nu evoluează. Și din acest motiv și voi credeți că acest vis frumos este doar o iluzie. Dar lăsăm lucrurile să se așeze așa cum consideră divinitatea și vom lua de aici un sfat de la înger pentru Fecioară, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioară. Ce aveți aici? Legătură spirituală profundă. Și aceasta este o legătură spirituală profundă. Și v-a mai apărut și doi de cupe. Și simt că această legătură trece de viață și de moarte. Cred că unii dintre voi v-ați întâlnit, 7 cu 2, 9, 9 este foarte spiritual, v-ați întâlnit cu cineva cu care v-ați mai întâlnit și